Să te ferească Dumnezeu de omul tăcut. Ăla care nu se bagă în nicio discuție și își vede de treaba lui. Bă, dar ăla dacă ți-a supărat și s-a umplut paharul, te distruge cu tot. Și nu se mai uită la nimic. Pătiții, bă! Atențiune tot de la Gurzu! Gurzu! Dacă spare, ce să facă Abi? Cine îi mai dă valoare? Ai muza vechis logo, genii tăi se rogă. A doua întrebare, recunoașteți că mi-ați jignit părinții, dar și pe mine însumi? Puteți reproduce apelativul pe care mi l-ați adresat în seara respectivă? Nu mai știu. Bun, aveți cunoștință sau erați acasă în seara zilei de... Da. 26 noiembrie, un copil de 8 ani, și chiar în perioada era însărcinată soția, deci... Clar a fost acasă, nu. Și ce s-a întâmplat atunci? Și nu s-a întâmplat nimic, doamnă, știu. Nu s-a întâmplat nimic. Erau banii dacă era zgomot? Nu. Nu, vă spun sincer. Vă spun sincer, nu erau. Cum mă, nu te-ai chemat părțit? Și-a dat seama că tu nu ești. Băi, vis... A sosit ziua dreptății. Ce? Ce-ți dracu, că-ți dau una... Ia dă-mă, hai mă, dă! Ce ai, mă? Ce vrei, mă? Au, mă, camere aici? Și ce vrei, să-mi dai una? Bă, camere aici! Să vezi ce amendă te iei! Ieși în gura, mă, tine, patilău! Să vezi ce amendă te iei! Ceea ce ești mai cinstită decât herovimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii. And through the day and into the night, to the snow that swept through the home, from winter to summer and winter again. E adevărat că le-a spus fetelor dumneavoastră care îmi blocau accesul în scară la data de 11 mai 2017, lăsați-mă să intre? Nu, am spus nu lăsa să intre. Te-am iertat de atâtea ori, acum e vremea să-mi o... Așa, cu plăcere. Cu plăcere.
poate și tu printre ei. Am pornit cu puțin, mai mult de nimic, dar te-am iubit destul ca acum să strig lângă-i mei. Sără, sără, Doamne, un copac. Fără mai puțin acum, o zi, două, eu, trei. Eu cred că nu o să rămâi. Nu rămâi? Nu. N-ai mai fost? A, n-am mai fost. Eu știu că ai mai fost. Ce mă ați zis că te vreau? Am vorbit cu tine. Păi da, cu cine ați vorbit? Mergeți, domnule, că vreau să mănânc și eu, lasă-mă în pace. Păi ce face, domnule, mă dignit, mă dat, dracu, mi-a dat un plătit că m-a luat la bătaie, mă, spargeți bătaie. Asta e conduita polițistului local. Thank you.
vă sunt. Ați fost la o intervenție. Am sunat să vă spun că cineva se folosește de datele dumneavoastră ca să-mi facă mie rău. Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța și m-a audiat domnul procuror criminalist. Domnul procuror are să lungă dosarul și dosarul lui Abi Talen și dosarul lui și dosarul lui Позитива.